Bună ziua, prieteni! La sfârșitul anilor 1970, încă se mai simțea în întreaga lume pericolul unui război nuclear. În multe părți ale lumii, oamenii se pregăteau pentru această situație și construiau buncăre în care ar fi putut supraviețui consecințelor unei catastrofe globale. Merită menționat faptul că, la acea vreme, americanii, în principiu, săpau destul de des mici pivnițe de urgență chiar în curțile lor. Probabilitatea de a transforma un război rece într-unul fierbinte era foarte mare. Atunci, americanul Bruce Beach a început să își construiască și el adăpost. Bruce locuia în Chicago și lucra ca inginer electrician. Dar atunci când președintele John F. Kennedy i-a sfătuit pe americani să își facă provizii de conserve în cazul unui posibil atac nuclear, Bruce a crezut că cea mai bună modalitate de a se proteja de un război nuclear este să părăsească orașul, sau mai bine zis, țara. Așa că în 1970 s-a mutat în Canada, într-un mic sat aflat la 2 ore de mers cu mașina de Toronto. Dar asta nu a fost de ajuns. Și în 1980, Beach începe să-și construiască buncărul. Pentru aceasta a găsit un loc pe care l-a considerat perfect. S-a dovedit a fi un mic oraș canadian din provincia Ontario, Horning Mills. Aici a cumpărat un teren și a început să echipeze buncărul. Pe o perioadă de 5 ani, din 1980 până în 1985, bărbatul a cumpărat autobuze școlare. În total, a avut nevoie de 42 de mașini, pentru care a dat $12,500. În același timp, au început să sape o groapă adâncă de 4 metri. În acel moment, a fost ajutat de voluntari care au găsit interesantă ideea eroului nostru sau care au vrut doar să-și rezerve un loc în adăpost pentru orice eventualitate. Bruce a așezat cu grijă autobuzele pe care le-a cumpărat în groapă și le-a acoperit cu un strat gros de beton și pământ, iar acestea au devenit baza unui fel de infrastructură pentru buncărul nuclear. Dar de ce autobuze? Acesta a răspuns că aveau acoperișuri din oțel și că, prin urmare, erau foarte potrivite pentru un adăpost anti-aerian. Americanul a îngropat echipamentul în siguranță, amenajând în interior un labirint elaborat și protejat. Inginer electrician de profesie, Beach a început să lucreze la dotările din buncărul său încă din 1980. De asemenea, a dat buncărului un nume foarte original, Arca 2, o aluzie la povestea Marelui Potop din Vechiul Testament. Pe o perioadă de 30 de ani, Bruce a creat un adevărat oraș subteran pe o suprafață de aproape 1000 de metri pătrați. Adăpostul este proiectat pentru 500 de persoane, dintre care 80% vor fi copii. Secții de dormit pentru bărbați și femei, camere pentru copii și mai multe dușuri, o bucătărie și o sală de conferințe, camere de dezinfecție, există chiar și un cabinet stomatologic și o spălătorie separate. Într-un cuvânt, are totul pentru a oferi adăpost și a se bucura de beneficiile civilizației cât mai mult posibil în subteran. Bărbatul a reușit să organizeze o alimentare autonomă cu energie electrică, cu generatoare pe motorină, încălzire, apă curentă, un sistem sofisticat de recirculare a aerului și suficientă hrană și apă pentru a rezista 10 de ani de acum încolo. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că, în ciuda funcționalității adecvate, adăpostul este în mod clar depășit. Dar Bruce Beach își menține buncărul în funcțiune. La fiecare 10 ani, trebuie să reînnoiască proviziile, deoarece conservele se strică. Beach însuși spune că nici măcar nu știe câte tone de mâncare a trebuit să arunce de-a lungul anilor. Arca 2 este în prezent cel mai mare buncăr privat din America de Nord. Bruce are acum mai bine de 80 de ani și arată ca un bătrân din Vechiul Testament. Își petrece cea mai mare parte a timpului luptând cu autoritățile și cu pompierii, care nu sunt mulțumiți de ceea ce ei consideră a fi o clădire periculoasă. Autoritatea locală l-a dat în judecată de peste 30 de ori. După 2 incendii, buncărul a fost izolat. Mai mult, buncărul a fost atacat de huligani, șobolani și inundații, dar Arca 2 a rezistat tuturor și și-a dovedit durabilitatea. Localnicii îl numesc pe Bruce nebun, nici măcar copiii săi nu îl susțin. Dar bărbatul nu se descurajează și continuă să creadă că, mai devreme sau mai târziu, structura sa poate fi utilă oamenilor și îi poate salva de un eventual pericol. Și asta a fost tot, prieteni. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați un like și ne vedem curând!